Cele 275 de locuințe ANL din Târgu Jiu trebuiau scoase la vânzare încă de anul trecut. Primăria nu a putut respecta acest lucru, întrucât nu se știe cât valorează un apartament sau o garsonieră primită de la stat. În această perioadă, deocamdată, nu avem nimic clarificat pentru locuințele ANL. Evident, știm ceea ce s-a spus la nivel național. Rămâne să vedem care va fi prețul stabilit de ANL București. Agenția Națională pentru Locuințe trebuie să trimită experții și se va calcula în funcție de suprafața ocupată și, bineînțeles, în funcție de zonă. Pentru că un preț va avea un ANL la Târgu Jiu, alt preț un ANL de la București sau de la Motru, de exemplu. Iar prețurile respective vor fi stabilite, așa cum spuneam, de către București. Unitățile bancare au porțile deschise pentru cei care vor să cumpere o locuință ANL prin programul Prima Casă. Se poate pune în continuare dosare pentru Prima Casă, inclusiv pentru locuințele ANL. Fondul acordat pentru achiziționarea unei locuințe noi prin programul guvernamental Prima Casă este de 75.000 de euro, iar pentru o locuință veche de cel mult 60.000 de euro.